Vă salut, bunii mei prieteni. Pentru început o să încerc să găsesc cuvintele care adunate împreună vor exprima publicul țintă căruia mă adresez pentru a vă spune un mesaj după mine foarte important. Eu mă adresez unor oameni care, deși se află împrăștiați în toată lumea, oameni care au cel puțin două pașapoarte, dintre care unul cred că nu mai este valabil, mă refer la pașaportul moldovenesc, pentru care nu mai reprezintă o miză pentru nimeni, cu atât mai mult acest pașaport nu mai reprezintă o miză electorală, pentru că lumea n-a mai mers să-l prelungească doar pentru ca să participe la destinele acestei țări prin alegerile care au fost acum. Eu acest film îl dedic celor 8.631 de oameni care au decis să meargă la vot și să voteze Mișcarea Populară Antimafie, deși ei înțelegeau foarte exact că noi nu avem șanse într-o campanie electorală compromisă din start, așa cum am spus noi înainte. Și noi ne-am și adresat oamenilor că ei pot merge la vot, pot să stea acasă, considerându-i în continuare oameni cu discernământ, oameni care ascultă mesajul nostru și pe viitor vor face o alegere. Acum, eu acest film îi dau și o denumire. Eu îl numesc Așa râgâie democrația, pornind de la o declarație a ambasadorului Americii, care auzind în zi de sărbătoare tobele și strigătele unor oameni care protestau, spunea: domnule, așa sună democrația. Păi uitați că pentru această campanie electorală, care n-a mai reprezentat o miză nici pentru America, nici pentru Moscova, nici pentru Bruxelles, o campanie electorală care s-a desfășurat într-o bălărie a lui Plahotniuc, occidentalii care au fost chemați de către Maia Sandu și Năstase, despre care ei spuneau că vor veni în foarte mare număr în Republica Moldova ca să urmărească asupra scrutinului electoral și să spună o concluzie, acești oameni au venit și au râgâit prin restaurantele din Republica Moldova și au plecat acasă spunând că acest scrutin a fost perfect legal. Și eu acum când spun chestia asta, nu îi critic pe ei. Eu n-am nicio pretenție față de partenerii noștri occidentali. Eu am pretenție doar față de oamenii care au pornit cu o miză în această campanie electorală. Eu le amintesc, Maia Sandu și Năstase, că acești oameni, gogoașa principală pe care au vândut-o n-a fost, știu eu, alianțele postelectorale sau că se vor alia sau nu, sau că au semnat jurământe gen pe crucea mea sau să moară mama. Nu la asta mă refer. Eu mă refer la faptul că gogoașa principală pe care au vândut-o acestor oameni a fost acum. Așa s-a numit blocul lor, iar acum însemna că acum vom recapăta statul înapoi. Și deloc, și ei spuneau că acest acum este unul asumat. Ei spuneau că nu se îngrijesc de cariera lor politică. Ei vor acum să scoată statul din captivitate. Iar atunci, după alegeri, când eu le spun lor că Plahotniuc a luat doar 30 de mandate, sculele lor propagandistice, gen Boțan și alții, spun: domnule, noi trăim într-o democrație procedurală. Ca să înțelegeți ce spune omul ăsta, este că, domnule, noi suntem o democrație europeană, nu mai suntem o democrație imitativă europeană, dar suntem o democrație funciară, de facto europeană, pentru care procedurile contează foarte mult, iar aventura lui Mocanu, care spune să nu-și ridice mandatele, este doar o aventură, este un nonsens care nu trebuie luat în considerație. De ce mă iau de chestia asta? Pentru că foarte multă lume chiar crede că e așa. Ori eu vorbeam și vorbesc în continuare despre o acțiune politică pe care și-au asumat-o ăștia. Eu vorbeam de surprinderea lui Plahotniuc și de răsturnarea agendei lui, care, fiți atenți, Plahotniuc la ora actuală, în aceste minute, Plahotniuc își creează premize ca să anuleze alegerile locale. Deci Plahotniuc nu va face alegeri locale până în momentul în care nu se va asigura cu o putere care să fie în exclusivitatea lui. Ca să înțelegeți. Plahotniuc niciodată n-a respectat niciun fel de legi, niciun fel de proceduri. Eu prin asta nu spun că noi nu trebuie să respectăm procedurile, ci spun doar faptul că sculele propagandistice a Maia Sandu și Năstase, așa cum crede Maia Sandu și Năstase, sunt ale lor. Boțan de mult nu mai este al lor. Boțan de mult lucrează pentru Plahotniuc și pentru tranzacțiile pe care le mai face din pușcărie Filat cu Plahotniuc. Filat care abia așteaptă să se termine vidul de putere a lui Plahotniuc ca să iasă din pușcărie și să plece undeva pe o insulă sau într-o țară exotică unde să-și cheltuie banii pe care i-a furat din Republica Moldova și pe care Plahotniuc n-are de gând să iei. Ca să revin. Ce face Plahotniuc acum? Plahotniuc își îndeplinește agenda pe care a avut-o întotdeauna. Deci el, la ora actuală, prin Curtea Constituțională, încearcă să obțină un termen în care
în vidul de putere, deci el vrea să, să definească această situație ca vid de putere. De ce îi trebuie lui chestia asta? Pentru ca să nu intervină legal, știu eu, contorul care este o cursă contra cronometru, ca să nu intervină termenii de alegere, de alegerea președintelui Parlamentului, de numirea guvernului, ca să nu intervină acești termeni, el trebuie să definească prin Curtea Constituțională un vin de putere din care nu se poate crea, nu că o majoritate parlamentară, dar nu se poate guverna țara. Și el pentru asta folosește toate sculele astea din mediul civil, care o să ne spună că, domnule, nu există proceduri prin care să nu-ți ridici mandatul și să nu poți răsturna puterea asta a lui Plahotniuc. Că, de fapt, trebuie să mergi în Parlament pentru început să alegi președintele Parlamentului, după care să faci o majoritate parlamentară, după care să alegi un guvern. Și asta este imposibil. Ori eu am spus foarte exact că atunci când ai 60 de mandate, când îi determini pe niște oameni care au spus că vor lupta împotriva mafiei, îi spun oligarhie, acești oameni cu 60 de mandate pot răsturna această mafie. Și eu am spus că dacă faci o acțiune politică, prin care tu rămâi în stradă, că de acolo ai venit, îi determin și pe Dodon și pe alții să nu poată acționa în cadrul unei democrații, cum spune Boțan, procedurale. Pentru că același Boțan argumenta de ce este nevoie de democrație directă, adică prin exprimarea voinții directe a poporului în Piața Mare a Adunării Naționale, atunci când el îi făceau cetățeanul Republicii Moldova în Piața Mare a Adunării Naționale. Eu fac acest film, bunii mei prieteni, ca să vă explic că toate sunt gogoașe, că atunci când ai voință politică și ți-asumi acest acum, că ai spus că acum vei rezolva problema, cu mijloacele pe care le ai, nu mâine, că acum să vii să vă povestească cu Maia Sandu, Năstasă, cât de responsabili sunt ei, că au promis jurând să moară mama, pe crucea mea că nu vom face alianță cu nimeni, că au promis și ei nu vor trăda legătorii cum au făcut-o toți politicienii. Nu, deci asta se face pentru a vă dormi spiritul noastră de revoltă. Ei spun că ei se pregătesc pentru alegeri locale, pe care Plahotniuc nu o să le facă, până nu o să rupă deputați de la deși, până nu o să-i vadă în Parlament, să rupă deputați de la ei și să facă o guvernare. O să-mi spuneți de ce ar trebui lui Plahotniuc să rupă deputați din alte fracțiuni, din alte grupuri parlamentare ca să-și facă o guvernare, dacă sunt socialiștii, de unde se vede că Dodon ar vrea să facă alianță cu Plahotniuc. Și asta e adevărat, că Dodon vrea să facă alianță cu Plahotniuc, numai că nu vrea Plahotniuc. Plahotniuc nu vrea să unească cu Partidul Socialiștilor și să împartă puterea cu Dodon, cu vasalul lui, cu cel pe care el îl are la mână și îl poate pune la pușcărie. Plahotniuc nu o să împartă puterea nici cu Șor și nici nu o să-l folosească mai departe. Șor o să fie următorul deputat în Parlament care o să fie arestat din sala Parlamentului dacă nu o să fugă undeva. Pentru că lui Plahotniuc îi trebuie să arate că o băgat la pușcărie mafia. Bunii mei prieteni, concluzionând acum, arătându-vă cum râgâie democrația asta pe care Maia Sandu și Năstase o numesc prin gura lui Boțan procedurală. Această democrație râgâie prin gura lor, care au folosit toate hapurile electorale, râgâind a Mercur și a altor gogoașe care au spus ei că duc aici să se observe scrutinul electoral. Amintiți-vă că promolexul ăsta pe care l-am criticat eu în campanie electorală și care este o expresie a societății civile acceptată de mulți occidentali care îl finanțează. Nici ăștia măcar n-au pus problema a două mandate cumpărate din Transnistria, pentru care o să vină de deputați unul Melnic și altul Oleinic. Bunii mei prieteni, revenind încă o dată, spunându-vă concluziunea, blocul acum a trădat alegătorii prin faptul că le-a promis că acum va face ceva, iar după ce au câștigat câteva mandate în Parlament, spun că ei vor rămâne, vor merge să-și ridice mandatele ca să facă o poziție dură în Parlament. Prin asta, trădându-vă așteptările dumneavoastră, celor care au votat, ați votat pentru ei, respectând punctul nostru de vedere, respectând bătălia pe care am dat-o noi, Mișcarea Populară Antimafie, dar considerând că noi nu avem șansă, ați dat voturile noastre acestor escroci și acum nu mai aveți nicio șansă, dar nici una, pentru că asta o să vă povestească în continuare. Eu mă opresc aici. Eu o să fac filmulețe din astea ori de câte ori o să consider de cuvință, pentru că noi nu ne lăsăm bătuți nici în această situație, pentru că noi considerăm că și această comunitate de oameni are o șansă. Așa cum v-am spus în campanie electorală, are o șansă prin a renunța la acest
la acest stat capturat de către mafie, la crearea unui alt stat și de a ne uni cu Europa și cu patria mamă, România. O zi bună și revin ori de câte ori este nevoie să vă spun cum râgâie democrația din gura acestor smintiți care v-au promis una și fac alta.